Câți bivoli sunt în sat? Încă 160. Deci în scădere... bruscă. Astea care, clopoței ăștia care se puneau la gât, cum se chemau? Talângi. Talângi? Astea? Talângi, nu? Era clopote, se zicea. Am înțeles. Excepțional. Excepțional. Deci toate obiectele care se văd sunt în legătură cu creșterea bivolului din mine. Și cu prelucrarea laptelui și cu... Da. Și aici... Hai să vede calea laptelui, în ghilimele. Pentru că... De ce spuneți calea laptelui? Pentru că de aproape 100 de ani întreținerea bivolului se face în felul următor. La începutul lunii mai ies animalele la pășune și stau până la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Nu vine ciurd acasă, ca în alte localități. Oamenii merg la mulți la pășune. Cândva au mers pe jos, mai târziu cu măgarul și acum cu o căruță, căruță cu un car. Și acolo fiecare își munce propriile animale. Deci munce, are un loc, așa un loc de mulți, fiecare, și aduce laptele acasă. De aceea spun calea laptelui. Aduce laptele de la pășune și dacă nu valorifică în stare proaspăt, atunci prelucrează laptele. Cu ce prelucrează? Cu separatorul de lapte, care separă smântâna din lapte, pruncea laptele. Da, da, da. E smântâna din lapte de bivoliță. Foarte bună din smântână. Din batere se obține untul și din lapte smântânit, de ce se... Rămâne după separarea smântânii, se obține prânza. De-aia spun calea laptelui, de la pășune până când ajunge pe masa consumată. Aici se și vede cum valorifică femeile laptele și produsele lactate pe piețele Clujului. Există piață încă în Cluj? Există multe piețe unde zilnic pot fi văzuți mereni valorificând lapte și produse lactate. Din lapte de bivoliță și din lapte de vacă. Mai rău și din lapte de oaie. Există pentru creșterea bivolilor
subvenții de la stat. Este. Prin intermediul APIEI. Există acum. Primesc și pentru, mai nou primesc și pentru Bivoliță subvenții. Că, spre exemplu, în Târgu Lăpuș, în Maramureș, dacă mai sunt vreo 20-30, nu în târg, mai... lângă Târgu Lăpuș, au fost mai Suciu de sus. În zona respectivă. În rest, nu mai crește nimeni, pentru că... În Maramureș încă. Și în România, în 17 județe, se crește bivolul. În afară de Cluj, din cele 17-16 sunt din Transilvania. Dincolo de Carpați, într-un singur județ. Care e ăla? Teleorman. Teleorman are bivoli? Cred că nu știu nici ce să... Nu, sunt răutăcios acum, sunt răutăcios. Știu la ce mă gândesc, că și eu exact același lucru m-am gândit. Nu pot să zic decât felicitări, e un lucru deosebit. Ăsta vreți să spuneți că era plug? E plug de lemn din 1880. Poate era primul plug din sat, printre primele pluguri. Un cap de metal și, mă rog, da. La pământul. Cât de cât, da. Ceva. Celălalt e cu teleagă, puțin mai evoluat, și acesta e ultimul tip. Plug. Mm-hmm. Din fier și celălalt plug întorcător. E colecția de juguri. Da. Juguri. Și fierul de la capătul jugului, cum se cheamă? Tânjeală. Deci aceasta e tânjeală. Cu la plug nu se putea lucra fără. Nu, de asta m-am întrebat. Asta. Restei, da? Colecția de talaj, 110 bucăți. Domnul Varga, felicitări. Și noastră sunteți de profesie? Profesor de biologie, agricultură. Am fost. Sunt pensionar acum de 10 ani. Atunci vă doresc să aveți pensie lungă. Mulțumesc. Care se punea pe spatele... Așa, de măgar. E de măgar aia, nu? Da. Bivolul n-a fost folosit pentru... Nu, numai în jug. Interesant. Câte talanți ați spus că sunt? 110. Asta la ce se folosea? O triță la vițel, să nu sugă. Am înțeles, da. Și aia e cască sau ce este? Aia a fost o cască. A fost pălăria ultimului comandant de pompieri. De aici, din localitate. Am găsit-o la cineva în curte și am adus. Și cineva m-a întrebat, dar ce legătură are cu creșterea vizitului? Nu are nicio legătură, dar nu contează. Are, pentru că acel comandat a fost pescător de bivol. Deci are legătură, corect.
Aici a fost graj dinainte. A fost un graj comunal. Construit în 1910. Sculptat și pictat. Exact, exact asta. I-a dat o personalitate, o... De origine vegetală. Și încă persistă. Foarte frumos. Să nobilezi uneltele cu care lucrezi.